Salutare! Un live acum, ad hoc, despre pasiunea în yoga și despre obstacole. De-a lungul carierei mele de instructor de yoga și de profesor de yoga am întâlnit o mulțime de obiecțiuni și de obstacole pe care cele două categorii de oameni, de care îți voi vorbi imediat, se loveau cel mai des. Este vorba de persoane care deja au luat acreditarea ca și instructor de yoga sau de persoane care ar vrea să-și ia acreditarea de instructor de yoga. Și o să pornesc acum cu persoanele care deja și-au obținut acreditarea ca instructor de yoga și n-au făcut nimic după ce au luat diploma. Și una dintre obiecțiunile pe care le-am auzit foarte des, n-am setting-uri și nu am device-uri. Mi-am notat pe niște hârtiuțe idei principale pe care să le discutăm în acest live. N-am setting și nu am device-uri. Nu-ți trebuie mare lucru ca să pornești un proces de desfășurare al claselor tale în yoga, pentru că ai nevoie doar de un telefon, de un laptop și de un abonament la Zoom sau la o altă platformă care îți facilitează streaming-ul. E adevărat că este o investiție, dar e minimă totuși. Deci un abonament pe un an de zile la Zoom costă undeva la 89 sau 100 de dolari. Deci este foarte puțin. Da? Foarte puțin. Este o investiție mică. Telefon bănuiesc că ai deja, laptop bănuiesc că ai deja, deci nu-ți mai trebuie decât bunăvoință. Ca și alte setting-uri, îți trebuie o cameră unde să faci practica yoga, să se vadă bine, să fie suficient de multă lumină și să știi că nu ai nevoie de un spațiu foarte mare, pentru că, uite, eu, de exemplu, fac clasele de yoga de la mine dintr-un dormitor. Deci e un spațiu foarte mic, dar cu toate acestea este suficient. Culmea, știi care este? Că am în spate și în lateral am niște ferestre. Nu prea pot să-mi desfășor clasele ziua. Trebuie să las transparentele. Dacă ne căutăm scuze, vom găsi multe, crede-mă, că, de exemplu, în spate n-ai nu știu ce perete, n-ai nu știu ce decor, nu-ți trebuie așa ceva. Am audiat la un moment dat un material în care bărbatul acela, nu mai mi-aduc aminte cine era, cum era, dar a fost foarte interesantă ideea, spunea că în urmă cu câțiva ani, când încă nu era acel online la modă, acest online la modă, spunea că unul dintre instructorii lui de fitness era ceva super special, a făcut un film de la el din casă. Iar acest om era super încântat că poate să vadă unde stă profesorul lui și că nu-și găsește scuze sau ceva de genul ăsta și pur și simplu îl invita la el în casă ca să facă fitness cu el. Deci n-ai nevoie de nu știu ce decor, pentru că nu suntem televiziune, ci suntem niște simpli oameni. Da? Deci despre asta este vorba. O altă obiecțiune, nu am clienți. Nu vei avea clienți atâta timp cât nu vei începe să predai. Asta e clar, este o certitudine, deci nu vei avea clienți dacă nu începi să predai. De unde să vină dacă tu ești un necunoscut sau o necunoscută? Începe să predai și vei vedea că îți vei aduna tribul, cu ghilimelele de rigoare. Vor veni oameni pe rezonanța ta și vor rămâne cu tine pe rezonanța ta. Unii vin, alții pleacă, unii au provocări în viață, nu vor rămâne aceiași clienți constanți. Sunt persoane care, de exemplu, au în grupul lor, în comunitatea lor, persoane care le urmează și de ani de zile. Eu am, de exemplu, în comunitatea Purna și persoane care mă urmăresc și vin după mine și după 12-13 ani. Da? Deci, de ce? Pentru că le place cu mine, le place cum predau, la fel și tu vei avea parte de așa ceva. În timp ce alte persoane au venit odată și au plecat, nu le-a plăcut. Sau au venit o perioadă de timp și după aceea, nu știu, au rămas însărcinate dacă erau femei sau cine știe ce alte provocări au mai avut. Deci oamenii vin și pleacă, dar îți vei face și tu tribul tău și oamenii vor veni, dar vor veni dacă vei preda. Asta este clar, este o certitudine. Nu poți scrie content sau articole. E o scuză patetică, pentru că, sinceră să fiu, și de ce ar trebui de fapt să o luăm așa, de ce ar trebui să scriem content sau de ce ar trebui să facem videouri, live-uri sau să scriem articole, pentru că oamenii vor să vină la tine în momentul în care te aud, te văd și simt că rezonează cu tine. Le place ceea ce tu spui, felul în care vorbești și au o rezonanță cu tine. Asta este foarte clar. Ai ce împărtăși cu acele persoane, pentru că, na, în moment ce tu vorbești sau scrii niște lucruri, oamenii aceia care te citesc și vin la clasele tale au un interes, au o rezonanță cu tine, vin pe nișa ta, da? De ce cred eu că este o scuză patetică aceasta cu lipsa de inspirație sau a dorinței de a scrie content, articole sau de a face videouri, pentru că în momentul în care tu ai participat la un curs de instructor de yoga, tu ai aflat o mulțime de informații de acolo, de la acel curs, despre posturi, despre tehnici de respirație, despre tehnici de meditație. Ia-ți e-book-ul, booklet-ul, ia materialele teoretice pe care le-ai vizionat și cu siguranță vei găsi acolo tone, tone de informații pe care să le poți fructifica în articole sau în diferite postări sau să faci câte un live scurt. Gen, am practicat tehnica de respirație X timp de 7 zile sau 7 săptămâni sau 4 săptămâni sau cât o fie acolo și am constatat următoarele lucruri la mine. Ia scriem cum e pentru tine. Incită oamenii să-ți comenteze, să-ți spună. Da? Nu e atât de dificil. Video, am emoții și nu pot să fac video. Gândește-te că în fața ta, da, nu sunt miliarde de oameni. Tu vorbești celui mai bun prieten. Ești la o cafea, un ceai, la o prăjitură cu prietenii tăi și tu le expui, le spui ceea ce ai de spus referitor la subiectul X, Y sau Z. De ce să ai teamă? De ce? Cine te mănâncă? Și dacă mai faci câte o greșeală sau eu știu ce, te bâlbâi, te apucă tusea, te mănâncă fruntea, care e problema? Nu suntem Andreea Esca la televiziune ca să stăm într-o ținută perfectă, să avem un decor, da? Deci despre ce vorbim? Nu trebuie să fim perfecți. Nu am firmă. Aha, ăsta este un subiect foarte bun, o obiecție super bună. Dacă n-ai firmă, ce aștepți să o faci? Îți ia câteva zile ca să-ți faci o firmă. Cât de mișto, cât de fain este acum cu online-ul, pentru că toate încep să se rezolve super ușor pe online. Rezervă-ți, puneți un titlu de firmă, gândește-te, rezervă-ți numele acela la registrul comerțului și după aceea te duci cu actele. Nu știu dacă se poate face online firma, dar cred că da. Oricum poți să și întrebi lucrul acesta. Și ți-ai făcut firmă în 2 săptămâni. După aia ai nevoie de un contabil. Întreabă între prietenii tăi care au firme. Da? Ce contabili au, dacă ți-l recomandă. Crede-mă că găsești. Nu ai prieteni care au firme? Ok, pune o întrebare pe Facebook în cercul tău de prieteni virtual. Știți cumva vreun contabil care este bun și de bun simț și o să vezi câte răspunsuri vei primi. Nu-i mare scofală. Dar ai nevoie de firmă pentru că fără firmă nu poți să funcționezi legal, da? Și trebuie să funcționăm legal. Asta este o certitudine. Apropo, în momentul în care tu vrei să-ți faci o firmă, dar încep prietenii tăi să spună ești nebună, ești nebun, cum să-ți faci firmă? Că dacă dai faliment și dacă dai faliment ce? Nu ești nici primul, nici ultimul pe lumea asta care a dat faliment. O iei de la capăt, dar în yoga nu prea ai cum să dai faliment, mai ales că acum nu-ți închiriezi spațiu, nu ai nevoie de nu știu ce dotări speciale, de birouri, de... Da? Deci ai nevoie, cum spuneam, de un telefon, un laptop, internet și Zoom. Adică nimic mai simplu, nu prea ai cum să dai faliment. Really. Nu-i momentul potrivit. Nu știu când e momentul potrivit. Eu știu că momentul potrivit e întotdeauna ieri. Nu mâine, nu poimâine, nu când se aliniază astrele, nu când o să vină Crăciunul, Paștele, Anul Nou sau mai știu eu ce, ci momentul potrivit este acum, dacă nu te-ai apucat să faci treaba asta de ieri. Deci acum, da? Acum. Este foarte important acest lucru, pentru că dacă aștepți momentul potrivit, îmbătrânești și ai să ajungi cine știe când și o să regreți. Știi care a fost treaba cu mine cu cursul ăsta de instructor de yoga? Practicam deja de vreo 17 ani și aveam impresia că încă nu sunt pregătită. De-aia îți spun, momentul potrivit este ieri. Și la un moment dat am stat eu și m-am gândit, ok, am 40 de ani deja și ce fac? Ei, și atunci m-am dus și am făcut acest curs de instructor de yoga de 500 de ore și după aceea m-am întors în România și am zis, acum e momentul, da? Bun. Acestea fiind zise, să trecem la cealaltă categorie de persoane, aceia care ar vrea să devină instructor, dar au iarăși obiecții. Hai să vedem ce obiecții am găsit la majoritatea. N-am bani pentru curs. Nu aș vrea să comentez aici foarte mult, pentru că atâta timp cât nu este o prioritate pentru tine un curs de instructor de yoga care să te ajute să evoluezi, să schimbi viața și să-ți fructifici pasiunea ta, nu vei găsi resurse niciodată. Am persoane care îmi spuneau de acum 2-3 ani de zile că vor să vină la mine la cursurile de instructor și ghiși ce, în momentul în care le-am anunțat, uite, vezi că am început curs de instructor online, 100%, este mult mai ieftin, hai, știu că îmi doresc foarte tare, dar încă nu e momentul pentru că nu am bani, puși deoparte. Ce ai păzit 3 ani de zile? Dacă pui în fiecare lună, și aici există un training al lui T. Harv Eker, în care se vorbește despre niște borcane în care să pui în fiecare lună un procent din tot ceea ce câștigi, pentru cursuri, pentru vacanțe, pentru cheltuielile curente, pentru investiții, în fine, da? Deci dacă te pasionează și te interesează acest lucru, studiază-l pe T. Harv Eker, că s-ar putea să te ajute enorm de mult și să schimbe viața. Deci, pune bani deoparte în fiecare lună și la un moment dat nu o să ți se mai pară că suma aceea este foarte mare, indiferent că este vorba de un curs fizic sau de un curs online de formare. În momentul în care tu accesezi un curs de instructori online, vei vedea că este mult mai ieftin față de un curs care se desfășoară fizic, pentru că nu există cheltuieli cu chirie. Cheltuielile alea cu chirie, ghiși cine le suportă? Tot elevii, tot tu, cel care vrei sau cea care vrei să devii instructor de yoga. Pentru că e normal să se întâmple așa. Nu mai există, dacă este vorba de un curs online, nu mai există cheltuieli cu transportul, cu cazarea, dacă nu ești din orașul respectiv, și pot să spun cu sinceritate că în momentul în care eu am început cursurile mele de instructor de yoga, eu am început în 2014, pot să spun că am avut persoane care veneau din Austria, din Italia, din Franța, persoane care au venit din Croația, din Polonia, deci sunt persoane care veneau la 2 săptămâni în București, la mine la studio, cheltuiau bani pe transport, pe avioane și pe cazare ca să vină la 2 săptămâni în București, pe toată durata cursului. Plus persoane care veneau din Timișoara, din Constanța, din Brașov și din multe alte orașe ale țării, tocmai ca să facă cursul de instructor cu mine. Online-ul nu te costă nimic decât eventual să ai un laptop și internet la dispoziție și un spațiu de practică. De unde poți face sau de unde poți accesa acest curs? De oriunde. Și dacă ești în vacanță la munte, la schi, poți să intri pe online și să vezi acel curs. Mai mult decât atât, Pot să spun din feedback-ul pe care l-am avut de la elevii mei, de la studenții mei de TTC, unii dintre ei au început cursul de 200 de ore fizic la mine la studio și apoi au venit la cursul de 300 de ore ca să-și completeze cele 500 de ore, au venit pe online și au zis, wow, cât de mișto este, pentru că tu când veneai și ne predai și ne vorbeai, noi doar ce apucam să scriem în notițele noastre. Și poate înțelegeam într-un fel și tu de fapt ziceai altceva. În momentul în care au avut acces la cursurile online, materialul teoretic era pe platformă, îl puteau relua oricând. Adică Dana vorbea acolo și se înregistra și puteau să reia acel material teoretic. Restul claselor pe care le avem live în general și examenele și astea sunt chiar live, însă nu presupun un efort foarte mare. Nu ai nevoie să-ți anulezi vacanțele cu familia, n-ai nevoie să faci niciun efort special. Bun, n-am timp. Tocmai ce spuneam că nu ai nevoie de un timp special acordat pentru asta, deci nu sacrifici nici vacanțele cu familia, nu sacrifici nici timpul petrecut pe drum până la și de la studio în la fiecare sesiune. Poți accesa oricând acele cursuri online. Este super simplu. N-ai un timp pentru tine, dacă n-ai timp de formare ca să fructifici pasiunea ta, atunci nu știu când vei avea. Da? Deci trebuie să-ți găsești tu resursa timp, mai ales că acum online-ul vine cu această facilitate. Deci este super simplu. Ok, n-am curaj să mă las de job. Nu te obligă nimeni să te lași de job, cel puțin în prima fază, pentru că dacă n-ai o centură de siguranță, dacă mai ai și o familie de întreținut, să zicem mai un copil ceva, dacă mai ai și niște credite la bancă, atunci într-adevăr este mai complicat să-ți lași jobul din prima ca să te apuci să faci yoga. Dar în viitor, după o perioadă de timp când deja începi să ai o clientelă, este recomandat să te ocupi numai de această latură, adică să fructifici pasiunea ta, pentru că doar în acest fel poți să dai 100%. Altfel, dacă te ocupi și de job, mai faci și clase, cursuri de yoga, te cam împarți în două și nu prea are sens. Nu prea are sens pentru că, știi cum se și spune, ardeți corăbile. Pentru că dacă ți-arzi corăbile și știi clar că pasiunea ta este yoga și vrei să trăiești din asta, nu văd de ce nu ți-ai lăsat jobul ca să te dedici 100%. Altfel, poți să ai parte de un job ca centură de siguranță, să nu-ți placă ce faci, să nu dai randament acolo, dar cu toate acestea să-ți fie teamă și frică să-l părăsești pentru un salariu care îți vine în fiecare lună. Nu mai comentez mai mult de atât pentru că știi cam ce gândesc. Sunt deja prea mulți instructori de yoga. Da, sunt mulți instructori de yoga. Aici vreau să spun că în 2014, când am făcut primul curs de instructor de yoga acreditat la Yoga Alliance în România, mi s-a spus, aveam pe vremea aceea o asociată și mi-a zis ne luăm o pălărie cam mare și i-am zis pălărie prea mare pentru cine? Pentru mine nu este în niciun caz, vreau să fac asta și am să o fac indiferent dacă tu mi ești sau nu alături. Și am pornit la chestia asta. Evident că după aceea au apărut și alte școli care să facă cursuri de yoga, de instructori de yoga acreditate la Yoga Alliance, însă, cum ziceam, am fost prima școală din România. După aceea, evident că a fost un boom și că foarte multe școli de yoga au apărut și au ținut și astfel de cursuri de instructori yoga. Însă, dacă nu ar fi loc sub soare pentru toată lumea, probabil că nu ar mai exista în acest moment atât de mulți dentiști, medici, arhitecți, contabili și tot așa. Da? Deci este loc sub soare pentru toată lumea. De ce este loc sub soare pentru toată lumea? Pentru că oamenii aceia vin pe vibrația ta. În momentul în care tu începi și vorbești, vei vedea că vei atrage tribul tău. O altă obiecție, mi-e teamă de online. Este un proces de învățare, așa cum ai învățat și să duci lingura la gură, cum ai învățat să-ți încalți pantofii și să leși returile, exact așa cum ai învățat să conduci mașina, să lucrezi la laptop sau să butonezi un telefon, exact în același fel înveți și să performezi pe online. Cum spuneam, pandemia aceasta ne va schimba radical obiceiurile, pentru că dacă după numai 2-3 luni obiceiurile noastre se schimbă, imaginează-ți ce se întâmplă după 2 ani de pandemie sau cine știe câți vor fi. Clar, oamenii își vor schimba obiceiurile și vor vrea și vor merge mai mult pe online decât pe fizic. Sigur că în momentul în care se va da drumul la studiouri, va fi un boom, oamenii vor vrea să socializeze, după care vor reveni în mare parte, nu toată lumea, dar în mare parte vor reveni pe online. De ce? Pentru că nu vor mai petrece timp pe drumuri, nu vor mai plăti parcări, nu vor mai pleca de acasă ca să se ducă la un studio de yoga, ci vor rămâne în tihna casei. Probabil că persoanele care vor prefera, sau o parte din persoanele, nu pot să generalizez, o parte din persoanele care vor prefera să se ducă fizic la un studio de yoga vor fi cele care acasă nu au condiții. Au copii mici care nu le lasă foarte mult timp liber și spațiu sau cine știe ce alte situații. Însă, cu certitudine, în momentul în care se va încheia totul cu această pandemie, oamenii vor rămâne mult pe online pentru că deja văd foarte multe beneficii din a petrece timp din propria ta casă, fără riscuri și în acest fel să ne străduim și noi, la rândul nostru, să ne obișnuim cu acest trend. Nu are de ce să-ți fie teamă de online, pentru că în fața ta nu te gândești că este o cameră. Adică este, știu și eu ce device și, nu știu, îți ia cineva ceva, îți taie capul, nu. Deci imaginează-ți pur și simplu că tu ești la masă, la un ceai, la o cafea, la o prăjitură cu prietenii tăi și pur și simplu stai de vorbă și îți expui părerea. Cam asta ar putea să fie rețeta sigură pentru a scăpa de emoțiile pe online. Mă uit la mine, la primele mele videouri, îmi tremura vocea, aveam emoții. La un moment dat mi-aduc aminte că am făcut și cursuri de yoga înregistrate și l-am înnebunit pur și simplu pe cel care mi-a prelucrat video. Vezi că acolo am oftat taie, vezi că acolo am zis nu știu ce taie. I-am dat, cred că avea omul la o clasă de 3 ore, avea 100 de tăieturi de făcut, până când unul dintre bunii mei prieteni m-a scâlțit și a zis și dacă ai greșit ce, dacă ai tușit, dacă ai strănutat ce, mergi mai departe, lasă, Doamne iartă-mă, fi naturală că nu ești Andreea Esca și nu trebuie să prezinți acolo ca la televiziune. Și vreau să spun că în momentul în care mi-am schimbat atitudinea și în momentul în care am început să fac din ce în ce mai multe live-uri, sigur că mai faci greșeli, poate eu știu ce idee n-ai reușit să o duci la capăt că ai uitat-o sau s-a întâmplat ceva, te-a apucat tu, s-a strănutul, te-ai scărpinat în cap, cum spuneam, nu contează, mergi mai departe și vei vedea că pe măsură ce îți vei face mâna pe online și pe live-uri, nu va mai fi niciun fel de problemă. Sper că ți-a folosit acest live ad hoc, sper că ți-a fost util, dă-mi un comentariu jos și dacă te pasionează și vrei să-ți fructifici pasiunea ta în yoga, atunci te aștept la cursurile mele de instructor de yoga. Sau, de ce nu, la cursurile de yoga în general sau la clasele de yoga online. Namaste!